Care este logica să alegi un om care crede că e greșit să reabilităm liceul Dimitri Cantemir? Pentru că, de fapt, asta spune. În momentul în care el spune că, uite, nu trebuie să mergem spre Uniunea Europeană, asta înseamnă că el trebuie să fie și împotrivă a proiectului de reabilitare a liceului Dimitri Cantemir. Pentru că el a fost reabilitat cu banii europeni și din Germania. El trebuie să spună foarte clar, eu nu vreau astfel de proiect, eu vreau, nu știu, în altă parte. Dar ei nu spun asta. Ei mint și asta trebuie să înțeleagă oamenii în aceste alegeri. Că șansa acestei țări, șansa Moldovei, și nu doar a Moldovei în general, dar șansa orașului Bălț, satului Negureni, orașului Sângereni și altor orașe din țară, de la nord, este dacă noi reușim să ne integrăm cât mai repede în Uniunea Europeană și să putem atrage resurse financiare ca să dezvoltăm aceste proiecte.